genul programului Talk Show. Bună seara, stimați telespectatori! Hristos a înviat, prima emisiune studio electoral din această ediție, ca să zic așa, alegerilor, da, din acest tur de scrutin pentru alegerile locale, oricum este un singur tur de scrutin. Vorbim despre proiectele pentru municipiul Deva. Invitat în studio este domnul Florin Nicolae Oancea, candidatul ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților, la fotoliul de primar al municipiului Deva. Țin să vă spun că regulile pentru emisiunile electorale sunt cam aceleași, da? Și să nu vă așteptați, n-avem un intro foarte lung, n-avem alte subiecte, vorbim strict la subiect, dar încercăm să facem emisiunea totuși să fie, chiar dacă, nu știu, canoanele sunt așa foarte strict, încercăm să facem emisiunea în așa fel încât să poată fi vizionată și să vă facă plăcere să vă uitați chiar și la o emisiune electorală. Studio electoral așadar. O să mai vedeți genericul ăsta pe parcursul acestei luni până la alegerile locale. Bună seara, domnul Oancea! Bună seara! A spus Hristos a înviat, vă spun adevărat că a înviat. Vă mulțumesc frumos. E un lucru care, de cele mai multe ori, în societatea de astăzi, știți, creștinismul e așa dat un pic la o parte și mă bucur că, ăsta e un comentariu personal, dar pe care îmi permit să-l fac, mă bucur că nu vă feriți de acest lucru. Bun, hai să trecem la treabă, pentru că sunt foarte multe lucruri de vorbit. Pe mine mă interesează, în primul și în primul rând, am primit de la dumneavoastră un proiect pentru Deva și am văzut că, ziceți aici, avem soluții. Hai să începem cu începutul, pentru că totul pleacă de la bani. Și dacă avem soluții sau aveți soluții, ați identificat și, să zic așa, pârghiile financiare și fondurile cu care să aplicați aceste soluții, pentru că programul e frumos, al tuturor candidaților. Toată lumea are un program, dar să vedem cu ce bani. Foarte bine ați punctat. Suntem la mijlocul anului 2016, știți foarte bine și dumneavoastră și telespectatorii, bănuiesc. Bugetul general al municipiului Deva s-a aprobat la începutul acestui an, deci practic în condiția în care deveni îmi vor da credit și voi fi ales ca primar acestui municipiu din luna iunie, îmi voi intra în atribuții și practic voi funcționa în acest an pe bugetul aprobat la începutul anului 2016. Tocmai de aceea am analizat acest buget și cu permisiunea dumneavoastră aș dori să fac doar câteva comentarii. Deci practic începând cu luna iunie, din prima zi de mandat, am să îmi structurez activitatea pe acest buget aprobat la începutul anului, după cum am mai spus, urmând ca în partea a doua acestui an să structurăm noul buget aferent anului 2017. Dar să revenim la bugetul acestui an 2016, el este într-o sumă de aproximativ 35 de milioane de euro, respectiv 159 de milioane 900 de mii de lei noi. Bugetul are două capitole, un capitol de venituri și un capitol de cheltuieli. Voi fi foarte atent în analizarea acestor capitole, inclusiv cele de venituri care sunt structurate. Și dacă doriți, foarte puțin aș vrea să dezvolt acest subiect pe veniturile proprii și aici mă refer la impozitele și taxele locale ale persoanelor fizice și în egală măsură ale persoanelor juridice și din cotele defalcate din impozitul pe venit. Suma veniturilor proprii este undeva la 79 de milioane de lei noi, deci aproximativ 17 milioane 500 de euro.
în egală măsură, pe lângă veniturile proprii, un buget al unui municipiu, ca de altfel al oricărei primării, mai conține și venituri cu destinație specială, adică sumele defalcate din TVA pentru finanțarea altor cheltuieli, cum sunt învățământul, asistența socială și așa mai departe. Și în egală măsură, la capitolul de venituri, mai sunt și veniturile din, chiar dacă într-o pondere mai mică, din concesiuni, care sunt gestionate de Serviciul de Cadastru și Agricultură, dar care se colectează la bugetul local. Deci, la capitolul venituri, după cum v-am mai spus, avem o sumă generală de 159.900.000 de lei. În egală măsură, avem și secțiunea de cheltuieli. Cheltuielile sunt structurate în buget pe două secțiuni. Secțiunea de funcționare, adică sunt cheltuielile obligatorii, și secțiunea de dezvoltare, adică cheltuielile de capital, unde sunt practic se situează investițiile. La structurarea bugetului trebuie să ținem cont în primul rând de aceste cheltuieli obligatorii, cheltuielile de funcționare. Și aici sunt cheltuielile de funcționare a aparatului propriu de specialitate al primarului, și intră aparatul propriu, evidența populației și biroul de situații de urgență, și în egală măsură cheltuielile serviciilor și instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local. Și aici trebuie să menționăm, vă spun și noastră și telespectatorilor, în subordinea Consiliului Local sunt 7 servicii publice, poliția locală, Creșa, Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală, Serviciul Public de Asistență Socială, Serviciul Public de Cantine și Piețe și Serviciul de Cadastru și Agricultură. În egală măsură avem definanțat 10 unități de învățământ, grădinițe, școlile de la clasele 1 la 8 și liceele care sunt în municipiul Deva. Deci iată că pornim sau voi porni din luna iunie pe exercițiul bugetar 2016 cu un buget aprobat în care am cheltuieli și am secțiunea de venituri. E foarte bine că v-ați făcut temele aici, pentru că am auzit foarte multe și auzim tot timpul foarte multe povești ca proiecte, dar foarte puțină lume vine să ne explice nouă cetățenilor cam ce ați spus dumneavoastră. Structurarea asta foarte clară, nu vreau să intrăm foarte mult în amănunte, dar vă rog să continuați, pentru că mie mi se pare foarte interesant să știe cetățenii municipiului Deva care sunt, pe ce se duc banii, ce servicii există și să știm cam ce avem de plătit. Că în fond și la urma urmei tot noi cetățenii plătim aceste servicii. Vă fiecare persoană interesată să candideze pe o funcție, fie pentru primar sau fie pentru consilieri locali, are obligația, din punctul meu de vedere, și așa sunt structurat, așa funcționez, trebuie să știi de unde pornești. Trebuie să știi unde vrei să ajungi. Ori intrând în administrație locală cu mandat la mijlocul anului, pe exercițiul bugetar existent, trebuie să vedem care e situația la zi. Care sunt cheltuielile care trebuie suportate de către primărie în fiecare lună de zile și care sunt veniturile, intrările. În egală măsură mă preocupă pentru a pune în practică proiectele pe care mi le-am asumat în această campanie alături de consilierii ALDE pentru perioada următoare, dar nu doar proiectele pe care le voi face în viitor, ci în egală măsură trebuie să înțelegem un singur lucru. Sunt proiecte care se află în derulare. Ori acele proiecte care se află în derulare, ele trebuie finalizate. Chiar dacă au fost începute, să zicem, de actuala administrație, nu pot rămâne undeva agățate sau rămase în conservare. Acele proiecte vor trebui finalizate, finalizarea lor făcându-se de asemenea din bugetul local sau nu doar din bugetul local, pentru că am să vă prezint și alte surse de finanțare. Să știți că bugetul unui municipiu, oricâte intrări ar fi din taxe și impozite locale, nu este suficient pentru a face toate investițiile în funcție de necesitățile unui oraș. Sunt foarte multe lucruri de făcut, sunt foarte multe investiții, ori
veniturile din taxe și impozite locale sunt insuficiente pentru a realiza toate aceste investiții. Atunci, din poziția de primar, va trebui să găsești și alte soluții, alte surse de finanțare. Și există cadrul legal pentru a putea accesa fonduri, fie fonduri europene, și aici obligația primăriei și a primarului este de a asigura cofinanțarea, fie din finanțări de la bugetul de stat, și avem de asemenea programe prin care putem să accesăm fonduri de la bugetul local pentru a realiza investițiile pe care ne-am propus. Bun. Acum dăm cifre, nu dăm cifre. Poate într-o emisiune viitoare vorbim și de costuri, pentru că programul, hai să începem așa, ușurel cu punctele din program. Văd aici o politică coerentă de atragere a investițiilor productive și crearea de locuri de muncă. Cum, domnul Ancea? Pentru că toată lumea vine și spune, asta e o, să zic așa, un refren, da? Un leitmotiv pe care îl auzim la toți candidații. Locuri de muncă. Dar primarul nu face locuri de muncă. Da, deci, vă rog. N-aș vrea să se considere că este doar un leitmotiv. Este obligație a unui primar că alături de echipa din executivul primăriei, în egală măsură, împreună cu consilierii locali, indiferent de culoarea politică, să asigure, nu direct, pentru că nu au cadrul legal să asigure direct crearea de noi locuri de muncă, dar pot să asigure un cadru propice mediului de afaceri pentru a fi înclinat acesta, acest mediu de afaceri, să vină să investească în municipiul Deva. Și vă dau câteva exemple. Exemplu orașului sau municipiului Alba Iulia, orașului Sebeș, a orașului Cugir. Orașe aflate la o distanță de 50-60 de kilometri de Deva. Există aceeași legislație în toată țara. Deci dacă acolo s-a găsit acel cadru propice ca mediu de afaceri să vină, investitorii să vină să investească, înseamnă că și la Deva se poate, cum de alte se poate în orice altă localitate din țară. Dar municipalitatea, în frunte cu primarul, trebuie să creeze acel cadru. Care este acel cadru? Și pârghile care sunt la dispoziția unui primar și a executivului împreună cu Consiliul Local. În primul rând, taxele și impozitele. Impozitul pe clădirile persoanelor juridice și impozitul pe terenul persoanelor juridice. Dacă mergem în cadrul unui cart între minim și maxim, întotdeauna pe maxim, acest lucru nu va stimula mediul de afaceri să vină să investească. Din punctul meu de vedere, impozitele și taxele locale ar trebui să fie la nivelul minim. Mai ales că este și o perioadă destul de grea, destul de delicată, iar ponderea veniturilor la bugetul local din taxe și impozitele locale nu este semnificativă și determinantă. O primărie, o municipalitate are obligația să investească în fiecare exercițiu financiar, în fiecare an, în fiecare lună, dar nu bazându-se pe taxele sau direct și implicit pe taxele și impozitele locale. Tocmai de aceea voi propune, începând din vara acestui an, reducerea taxelor și impozitele locale la un nivel minim, mergând pe principiul puțin de la cât mai mulți, decât mult de la cât mai puțini. Este o primă măsură, în egală măsură. Putem atrage investitorii să vină în Deva prin acordarea de reduceri fiscale. Există cadrul legal în care, dar trebuie să existe acea transparență în care fiecare investitor care dorește să investească, spre exemplu, o anumită sumă, dau un exemplu, 1 milion de euro, care va crea 50 de locuri noi de muncă, să obțină facilități fiscale privind reducerea impozitelor pe terenul și pe clădiri cu până la 50%. Este o altă metodă prin care poți să atragi investitorul să investească în Deva și nu în altă parte, cum este, repet, Alba Iulia sau poate Clujul sau Timișoara. O altă modalitate de atragere a investitorului este aceea de a asigura utilitățile necesare pentru a putea să-și desfășoare activitatea. Există chiar obligația primăriei, indiferent că sunt persoane fizice sau persoane juridice, ca pe raza administrativ-teritorială a municipiului să asigure utilitățile, apă, canal, gaz, pe cheltuiala primăriei.
Ori dacă venim în întâmpinarea investitorilor, transparent, pentru toți cei care doresc să investească, primăria să le asigure utilitățile, din punctul acesta de vedere este o reducere de costuri, dar care reducere de costuri îi va determina probabil să vină să investească în DEVA și indirect, nu azi, nu mâine, dar de la finalizarea investiției, banii se vor întoarce prin impozite și taxele pe care aceia le vor plăti. Fie impozitul pe venitul persoanelor angajate, fie impozitul pe terenurile, clădirile sau mașinile aparținând persoanelor juridice. Deci iată că, indirect, primăria, printr-un primar, spune responsabil, poate să asigure acel cadru, acel mediu propice ca oamenii de afaceri, fie ei, mici întreprinzători sau firme mai mari, să poată să investească în DEVA. Dar vedeți dumneavoastră că venind acei investitori, creind investiții productive, automat va exista, dacă vreți, și o concurență pe piața forței de muncă. Obligatoriu, aceștia vor trebui să angajeze personal calificat, vor crește salariile și automat se va dezvolta și pe orizontală, nu doar pe verticală, ceea ce înseamnă comerțul, serviciile, unde trebuie să recunoaște că suntem deficitari. Și vedeți, doar centrul DEVA-i, mă doare sufletul când văd spații de închiriat sau second hand-uri. Nu este posibil într-un oraș, municipiu, reședință de județ să vezi atât de multe spații de închiriat. Ne oprim, stimați telespectatori, pentru a difuza clipul candidatului Florin Nicolae Oancea și revenim după această scurtă oprire. Bun simț și responsabilitate, Florin Oancea, fost viceprimar al DEVA-i, vine în fața alegătorilor cu cele mai potrivite soluții la problemele devenilor. Dincolo de funcția de primar, își dorește să fie mai aproape de deveni, ținând cont de părerile acestora. Bun simț și responsabilitate. Avem soluții. Votez. 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 Florin Nicolae Oancea, primar. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Discutăm în continuare despre programul propus de candidatul Florin Nicolae Oancea, candidatul ALDE la fotoliul de primar al municipiului, reședință de județ al municipiului DEVA. Domnul Oancea, bun, frumos, facilități fiscale, asigurarea infrastructurii, hai să dezvoltăm un pic asta cu investitorii, pentru că județul Hunedoara e un județ problemă din punct de vedere al locurilor de muncă. Mi-ați spus cum? Mai există și alte soluții? Bineînțeles. Ceea ce cred eu, și nu doar eu, sunt convins că și dumneavoastră și foarte mulți dintre deveni, și nu doar dintre deveni, dintre hunedoreni, este necesitatea creierii ancui un acces la autostradă. Din punctul meu de vedere, investitorii sunt foarte sensibili și atenți și știți foarte bine Dacia. Folosim un nume, nu știu, dăm reclamă sau nu reclamă. Ce probleme întâmpină datorită lipsei autostrăzilor? E vorba de o uzină care produce automobile, care produce automobile. Deci investitorii sunt sensibili și la căile de acces și rapiditatea cu care vin mărfurile să se aprovizioneze sau rapiditatea cu care pleacă. Deci avem nevoie ca de aer de încă o ieșire la autostradă în zona Sântu Halm, care să deservească atât municipiul DEVA cât și Hunedoara. Sebeșu, un oraș jumătate ca populație cât municipiul DEVA, are 3 ieșiri la autostradă. Păi și aveți și explicația pentru investitorii foarte mulți care sunt în Sebeș. Deci. Adică ea nu stau foarte mult pe gânduri, au urcat pe autostradă, au descărcat, au ajuns la destinație, au descărcat, au încărcat și au plecat înapoi. Aici, din poziția de viitor primar, împreună cu viitorul primar al municipiului Hunedoara și cu președintele Consiliului Județean, indiferent cum se va numi acela, voi face lobby alături de ei și sper să fie și dânși alături de mine pentru ca DEVA și Hunedoara să aibă încă o ieșire la autostradă. Cred că în acest fel vom putea atrage
cât mai mulți investitori, atât noi, municipiul Deva, cât și municipiul Hunedoara. Vis-a-vis de investițiile pe care le propun, pentru că discutam de proiecte. Din punctul meu de vedere, sunt proiecte de bun simț, proiecte fezabile, care sunt atât necesare cât și realizabile. Dar aceste investiții trebuie făcute cu fonduri. Ori, v-am explicat, din bugetul local, fondurile fiind insuficiente pentru rezolvarea sau realizarea tuturor investițiilor, avem nevoie de alte surse de finanțare. Foarte important și nu doar la modă, important și necesar este ca în continuare să ne specializăm pe accesarea de fonduri europene. Adică voi încerca, pe de o parte, cu colegii din executivul primăriei sau cu firme specializate care să sprijine întocmirea acestor documentații în așa fel încât gradul de absorpție să fie cât mai mare și suma pe care o putem accesa să fie pe măsura nevoilor pe care le avem din fonduri europene. Dar există și finanțare de la bugetul național, de la bugetul de stat. Și aici avem Compania Națională de Investiții, CNI-ul, care este o companie aflată în subordinea guvernului și care demarează sau execută practic finanțează obiective de investiții. Ei, aici vreau să vă spun următorul lucru, că această Compania Națională de Investiții, care se află în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, poate să deruleze programe de investiții în cadrul unui program general, Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, și vă prezint doar câteva direcții în care acordă finanțare. Săli de sport, complexuri sportive, așezăminte culturale, bazine de înot, patinoare, săli de cinema, unități sanitare. Deci iată că gama de investiții este destul de mare, a căror sursă de finanțare este bugetul local, iar modalitatea de finanțare este una relativ simplă. Primăria face o solicitare către Compania Națională de Investiții, se predă amplasamentul, toată licitația sau toată procedura de la întocmirea documentației, licitație, execuție se face de către această companie, iar la finalizarea lucrărilor se retransferă patrimoniul cu investiția la cheie în patrimoniul primăriei. Bun, aici țin un pic și de guvernul care este în funcție, pentru că iarăși la jumătatea anului sincer să fiu, nu știam că există această companie. Există companie, dar vreau să mai spun că dacă ținem cont doar ca primar și sunt atent sau sensibil la cine urmează să vină la guvernare, dacă acest guvern de tehnocrați va funcționa până luna noiembrie sau dacă va fi remaniat sau schimbat, cine va veni, nu face nimica. Obligația noastră este să întreprindem toate demersurile care țin de un primar și de municipalitate pentru a crește șansa de a accesa cât mai multe fonduri. Nu pe o singură axă, pe mai multe axe. În egală măsură mai există ordonanța guvernului, ordonanța 28, care se referă la Programul Național de Dezvoltare Locală, dezvoltat tot prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Aici, ca obiective de investiții finanțate de către acest Program Național de Dezvoltare Locală, PNDL-ul, cum se numește pe prescurtat, se referă la sistemul de alimentare cu apă în localități, municipii, orașe sau comune, sistemul de canalizare, unități de învățământ, foarte important, preuniversitare, grădinițe, școli generale, grupuri școlare, colegii naționale, de asemenea unități sanitare sau drumuri publice. Avem în Deva, și aici fac o singură paranteză, unitățile de învățământ. Foarte important, s-au făcut bazele sportive, da? S-au adus la un nivel rezonabil. Ceea ce este trist este că s-au făcut niște investiții, s-au cheltuit niște bani publici din bugetul local, iar la finalizarea orelor, aceste școli, curțe școlilor, practic sunt închise cu lacătul. Mi se pare o aberație administrației locale. Avem poliție locală. Dacă dorește sau se dorește menținerea unui cadru de siguranță să nu se degradeze, pot foarte bine să disponibilizeze 1-2 polițiști locali pe perioada de după masă până seara,
dar accesul să fie liber pentru cei care doresc să facă mișcare și sport, tinerii, sau nu doar tinerii, și cei care sunt mai în vârstă, să poată să facă mișcare în acele baze, altfel ele sunt doar de decor. Ori acest lucru îl voi face din prima lună. Voi tăia, dacă cu ghilimele de ricoare, lacătele acestor curți ale școlilor și voi lăsa accesul liber tuturor celor care doresc să facă mișcare. E păcat să avem niște investiții frumoase. Trebuie să recunoaștem ce este bun, trebuie să apreciem. Niște investiții frumoase, dar la care să ne uităm din spatele gardului, pentru că nu avem acces să intrăm pe acele terenuri. Ori acest lucru îl putem face, dar în egală măsură s-au făcut terenurile frumoase, însă școlile sunt parțial reabilitate, multe din geamuri sunt cele vechi de 10-20 de ani și aici trebuie investit. Ori prin acest proiect, ordonanța 20 de guvern 28, se pot asigura finanțări de la bugetul de stat pentru reabilitarea integrală acestor unități de învățământ. Deci iată că există soluții legale, există posibilități de accesare, trebuie doar ca eu ca primar împreună cu colegii din executivul primăriei și colegii consilier local să ne implicăm pentru rezolvarea acestora. Dar să știți că acestea sunt problemele în general mari care vor trebui rezolvate, iar perioada de rezolvare nu este de pe o zi pe alta sau de pe o lună pe alta. Însă în atribuție și în fișa postului unui primar sunt și problemele curente, problemele zilnice. Merg în fiecare zi prin cartiere. Astăzi am fost în Dacia și în Micro 15. Sunt probleme ușor de rezolvat, dar care au trenat de luni sau ani de zile. O rampă pentru persoanele cu handicap nu este o investiție mare pentru a putea fi realizată, dar sunt persoane cu handicap care, asta am vorbit cu o astfel de persoană, a căzut datorită faptului că o rampă era prea înclinată. Altele pun problema coșurilor de gunoi. Vorbim despre aceste probleme, domnul Ancea, dar facem încă o scurtă oprire, încă o pauză, difuzăm clipul și revenim, stimați telespectatori. Cu bun simț și responsabilitate, Florin Oancea, fost viceprimar al Devei, vine în fața alegătorilor cu cele mai potrivite soluții la problemele devenilor. Dincolo de funcția de primar, își dorește să fie mai aproape de deveni, ținând cont de părerile acestora. Bun simț și responsabilitate. Avem soluții. Votez. Votez. Florin Nicolae Oancea, primar. Am revenit, stimați telespectatori, și continuăm emisiunea. Mă uit aici și văd un lucru foarte interesant, un lucru care mă doare și pe mine și pe care l-am reclamat de foarte multe ori de la microfonul acestui studio, ca să zic așa. Asigurarea unui transport local civilizat, pentru că aici au fost unele dintre cele mai mari probleme. Hai să vedem ce soluție aveți pentru problema asta, pentru că este o problemă pentru municipiul Deva, o problemă destul de supărătoare. Vă rog. Vă dați seama că sunt foarte multe persoane care nu dispun de autorizis propriu sau poate dispun de autorizis propriu, dar doresc să se deplaseze mai ușor și atunci recur la mijloace de transport public local. Avem atâtea exemple în jurul municipiului Deva în care s-a rezolvat deja această problemă a transportului public local. În Deva se trenează de 6-7 ani de zile această problemă, au fost N licitații, s-a întocmit un caiet de sarcini foarte stufos, a fost licitație, nu s-a prezentat nimeni, apoi a fost o altă licitație la care s-au prezentat, dar nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate și practic au trecut ani și situația nu s-a rezolvat. Ori avem nevoie ca de aer toți locuitorii acestui municipiu de un transport de calitate. Un transport de calitate efectuat fie de firmă privată, fie există și varianta ca acest serviciu să fie efectuat de către municipalitate. Și iarăși avem exemple, vedeți dumneavoastră, noi nu trebuie să inovăm, trebuie doar să ne uităm ce au făcut alții buni. Știți, există o vorbă la românii, să moară capra vecinului, dar la americani este o altă vorbă. Întreabă vecinule,
De unde luau capra? Și spune vecinul de acolo, mă duc să cumpăr și una că dă bun, de lapte bun. Deci, așa trebuie să facem și noi. Dom'le, dacă în alte localități, municipii, municipiul Alba, Cluj, s-a rezolvat această problemă, haideți să vedem cum au făcut cei de acolo ca să putem să implementăm și noi. Și sunt soluții. Deci sunt două variante. Fie transport public, privat, dar la condiții decente, civilizate și într-un termen rezonabil, pentru că dacă mai stăm încă 4 ani până se va face o licitație, n-am rezolvat problema. Fie primăria să se implice direct prin înființarea unui serviciu, a unei societăți în subordinea Consiliului Local. Și vă promit și dumneavoastră și mai ales devenilor că în perioada următoare se va rezolva și această problemă arzătoare. În egală măsură voi asigura persoanelor vârstnice care în decursul vieții au contribuit într-o măsură foarte mare la dezvoltarea acestui frumos municipiu. Merită, mai ales că o bună parte dintre ei au venituri mici, pensii mici, să beneficieze de un transport public gratuit, transport public local. Există cadru juridic propice, există surse și voi găsi surse în bugetul local și vă spun și cum voi găsi, pentru că s-a invocat și faptul, domne, toți vor să investească, dar banii sunt insuficienți. Nu. Dacă drămuiești investițiile, le prioritizezi, asiguri costuri corecte, cost-eficiență, nu investiții la prețuri exorbitante cum au fost făcute locurile de joacă din Deva, un loc de joacă la 120.000 de euro valoare, cât o vilă. Alea sunt costuri care sunt nejustificate, dar nu este problema mea acum să spun ce s-a făcut, să răspundă cei care au făcut. Dar când m-am uitat în buget și am văzut echivalentul la 2,6 milioane de euro locurile de joacă din Deva și când am făcut raportarea, împărțirea la câte locuri de joacă s-au reabilitat și a ieșit peste 100.000 de euro un loc de joacă, suma este exorbitantă și cred că noțiunea valorii o are aproape fiecare om. O sumă exagerat de mare. Ei, dacă la acele investiții pe care le facem avem un raport cost-eficiență, o să vedeți că se pot face mult mai multe investiții, inclusiv bugetul local poate suporta pensionarilor biletele integral pentru că aceștia să beneficieze de scutiri în proporție de 100% la transportul public local. Bun. Eu m-aș întoarce... încă puțin la fondurile pe care o primărie le poate accesa de la bugetul local și mai ales obiectivele de investiții care pot fi finanțate de la bugetul de stat. Așa, bun, vă rog. Revin. Fondurile de investiții sau investițiile care pot fi accesate de la bugetul de stat și obiectivele acestea vreau să puțin să le detaliez. Vă rog. Obiective culturale de interes local pot fi finanțate, la fel prin această ordonanță de guvern 28, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și aici intră muzeele și aș face o referire și o trecere scurtă la ceea ce înseamnă un alt punct de pe ordinea de zi, asigurarea sau dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement. Deva se mândrește cu gimnastica, da? O avem pe Nadia... avem și alte gimnastice, lotul olimpic de gimnastică, dar noi nu avem un muzeu al gimnasticii românești. Ori acest lucru îmi doresc în mandat, în primul meu mandat, să-l realizez. Există și sursă de finanțare tocmai prin această ordonanță de guvern. Deci nu de la bugetul local. Se poate și de la bugetul local, dar de ce să grevăm bugetul local când putem să accesăm fonduri de la bugetul de stat? În condiții în care, prin absurd, nu putem să obținem surse de finanțare de la bugetul de stat, atunci, bineînțeles, ele pot fi asigurate de la bugetul local. Deci pot fi finanțate muzee, biblioteci, centre culturale, piețe publice locale. Foarte important. Au fost în parte reabilitate, dar nu așa cum se impune și cum ar fi trebuit. De asemenea, avem modernizarea bazelor sportive. Tocmai pentru a dezvolta această infrastructură sportivă. Vedeți, infrastructură sportivă și de agrement, pentru că avem nevoie de mișcare. Toată lumea spune, un oraș sănătos. Actualul primar spune, vreau un oraș sănătos, dar el închide cu lacătul după masă toate bazele sportive.
Și unde să alerge oamenii? Să alerge pe trotuare cu toate noxele de la mașini? Unde să facă mișcare și sport? Deci trebuie venit în sprijinul cetățenilor care doresc să facă mișcare. Și într-adevăr, atunci putem spune că contribuim și noi administrația la sănătatea cetățenilor acestui municipiu. Bun, deci practic există soluții și cu ce avem și cu ce vreți să mai aduceți, ceea ce e foarte, foarte bine. Bun. Aveți securitatea și siguranța cetățenilor. Vi se pare Deva un oraș așa nesigur pentru că e deja, cum să vă spun eu, un punct care na. Mă întreb, de ce e aici? Vă rog. Păi, dumneavoastră știți foarte bine ce s-a întâmplat în Deva, ce evenimente neplăcute și care reprezintă o pată pe acest municipiu numai în ultimii 2 ani de zile. Infracționalitatea, acte de o violență extremă. Nu este normal. Nu este normal. Și aici avem obligația și mai ales că primarul are în subordine poliția locală. Răspunde, dacă vreți, și de siguranța și liniștea cetățenilor. Avem poliția locală, aceasta trebuie permanent să se perfecționeze, avem nevoie de mai multe patrule mobile, nu doar cu echipe sau cu echipaj de intervenție, ci în cartiere. Am stat astăzi și am vorbit cu cetățeni care mi-au spus, domnilor, sau domnule viitor primar, pentru că am fost și cu colegii din echipa de consilieri locali. Așa. Vă rog frumos, veți ajunge primar. Puneți accent ca cei din subordinea dumneavoastră, de la poliția locală, să fie vizibili, permanenți, dar pe trotuar, pe stradă, în patrule, în patrulare, pentru că descurajează fenomenele infracționale, nu doar din mașină. Și să știți că sunt foarte atent la ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Ca să fim și noi atenți și să respectăm desfășurătorul propus la începutul emisiunii, difuzăm clipul și revenim după scurta pauză. Cu bun simț și responsabilitate, Florin Oancea, fost viceprimar al Devei, vine în fața alegătorilor cu cele mai potrivite soluții la problemele devenilor. Dincolo de funcția de primar, își dorește să fie mai aproape de deveni, ținând cont de părerile acestora. Bun simț și responsabilitate. Avem soluții. Votez. 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 Florin Nicolae Oancea, primar. Am revenit, stimați telespectatori. Domnul Oancea, e un cuvânt acum la modă și văd că e tot timpul folosit și de candidații de la primăriile, pentru primăriile de orașe, regenerare urbană. Hai să vorbim un pic despre subiect. Da. Este un cuvânt la modă, regenerare, expresie, regenerare urbană. Sună frumos, este luată din literatura de specialitate, uzuală, la Bruxelles, dar haideți să ne aplicăm un pic la lucrurile reale, pentru că viața reală este viața de zi cu zi a devenilor. Dacă folosim expresii frumoase, Viena, Bruxelles, da, de bine, mai avem mult până să ajungem acolo. N-aș spune regenerare urbană, sau de acum încolo, din iunie încolo, voi spune, avem obligația să înfrumusețăm în fiecare zi acest oraș, dar el trebuie înfrumusețat cu cap, pentru că ceea ce s-a făcut din fondurile europene, milioane, multe milioane de euro, în aparență este frumos la suprafață, dar este doar un ambalaj frumos. Bulevardele, nimeni nu spune, nici eu, Florin Oancea, că sunt urâte. Numai că vă spun un singur lucru, au fost făcute din fonduri europene tot ce ați văzut, bulevardul Iulul Maniu, pe Decebal. Însă infrastructura, ceea ce nu se vede, rețeaua de apă și canalizare nu a fost schimbată. Dacă eu eram primarul municipiului Deva, în acest mandat, în loc să fi făcut 6 proiecte, dintr-un proiect mare, pe fondul european, a fost fracționat în 6 proiecte mici, făceam doar 3 proiecte, dar cu cap. Reabilitam exact ceea ce trebuie, rețeaua de apă, rețeaua de canalizare, tot ceea ce este sub pământ. Și pe urmă veneam cu
partea de suprafață, covor asfaltic și, cum unora le place să spună, regenerare urbană, da? Înfrumusețare. Sunt investiții făcute din fonduri europene. 5 ani de zile, legislația spune că nu ai voie să intervii doar dacă sunt avarii. Dar vă întreb, dacă există o spargere a unei conducte pe rețeaua veche, ce se va întâmpla cu toate bulevardele principale? Deci, practic, pe bulevardele principale, nu s-a reabilitat nimic, dumneavoastră... ceea ce este subteran. Exact, știți cum am pus carul înaintea boilor? Totul de fațadă, frumos, frumos, ca să te împagli, să vin cu televiziunea în spate și să arătăm ce am făcut noi în Deva. Dar dacă făceai așa cum fac austriecii, nemții, sau și în România, un primar responsabil. Băi, frate, eu mă apuc de investiție, da? Am făcut covorul asfaltic, am pus copaci, am făcut iluminat. Dar rețeaua de apă și canalizare este tot cea veche de 20-30 de ani de zile. Uzată, fizic, moral. Dacă există o spargere acolo, pentru că pot fi evenimente neplăcute, ce se întâmplă? Te trezești într-o săptămână, două, o lună, o jumătate de an, toate bulevardele sparte. Și atunci ce faci? Reabilitezi și ceea ce reabilitezi din bugetul local, iar banii respectiv trebuie să-i dai înapoi la Bruxelles. Bun. Deci, astea nu sunt lucruri, dacă sunt făcute doar ca reclamă, atunci țin cât țin, până când apar problemele. Pe mine nu mă interesează doar partea de suprafață, mă interesează ca primar responsabil și partea de profunzime. Și decât să fac 10 investiții care acum dau bine, pentru că vin alegerile, pentru când s-au finalizat? În luna noiembrie-decembrie 2015. Știm că după 6 luni de zile se taie panglica, sunt alegeri și poate contează în ecuația votului pentru funcția de primar. Nu. Eu făceam 2 sau 3 investiții, dar cu care eram convins că următoarele 3-4 mandate, eu sau altcineva care venea primar în perioada următoare nu mai avea probleme. Aceasta înseamnă să faci investiții cu cap, să chibzuiești banul, că este banul bugetul local, bugetul de stat sau fondurile, bani din fondurile europene. Bun, hai să vorbim un pic și despre societatea civilă, pentru că e foarte important. Vedeți, oamenii încep să se adună sub diferite umbrele, sub diferite titulaturi și încep să ceară socoteală, pentru că sunt banii noștri, în fond și la urma urmei. E o concurență pentru moderatorii de televiziune, nu, glumesc, stimați telespectatori, adică hai să ne permitem și un zâmbet, chiar dacă e emisiune electorală, să nu stăm foarte, foarte încordați și serioși. Colaborarea cu societatea civilă, pentru că societatea civilă, asta vă spun eu din experiență, reclamă foarte, foarte multe lucruri și, în general, doar discuții de fațadă ale administrației, schimbări în profunzime, cam greu după... Acum se consultă populația, toți, și dumneavoastră mergeți în cartiere și toți candidații merg în cartiere, dar rest poate să strige societatea civilă că... a fost cam degeaba. Vă rog. Deci, în primul rând, trebuie regândit modul în care administrația publică locală colaborează cu populația. Și acest lucru îl voi face din poziția de viitor primar. Voi susține orice inițiativă venită din partea societății civile, din partea celor care doresc să se implice activ în problemele comunității, pentru că sunt foarte multe persoane pe diferite domenii de competență care ar dori să se implice în viața comunității, dar nu au fost întrebați, nu au fost consultați. Ori acest lucru este necesar. Repet, nu noi vom fi primii care vom face acest lucru la Deva. Au făcut-o alții cu mulți ani înainte și în România și mai ales în Occident, pentru că vrem să preluăm modele de dincolo și dacă vrem să preluăm modele, să le luăm pe cele bune. Nu toate sunt cele mai bune nici dincolo, dar această problemă în Elveția, referendumul locale, foarte importante, și îmi doresc să fac această consultare publică, dar vedeți, nu de fațadă, dacă vrem să respectăm legea, o putem face și într-adevăr publicăm o dată la care dorim să facem consultare publică pe o anumită problemă de interes local și anunțăm la intrare în primărie la vizier. Nu,
Aceea nu este consultare. Când data de peste 3 zile, peste o săptămână, vă invităm la primărie, în sala de ședințe, pentru a ne consulta pe problema cutare din cartelul cutare. Nu. Dacă dorești să rezolvi o problemă cu care se confruntă o zonă, o populație dintr-un anumit cartier din municipiu, în primul rând trebuie să o identifici. Ori tu singur ca primar sau colegi din Consiliul Local nu poți să cunoască toate problemele din municipiu. Și atunci trebuie să ai o relație permanentă cu cetățenii, o consultare. În egală măsură, fiecare cetățean, știți cum e, problemele cele mai importante pentru dumneavoastră sunt cele cu care vă întâlniți zilnic în zona în care locuiți, pe strada dumneavoastră sau... Vă spun eu una de care dau cu ochii și când intru pe stradă și când ies de pe stradă și care n-au rezolvat-o primarii de vreo 20 de ani așa. Se numește Astoria, știți, că eu stau pe da, learmă. Exact. Astoria este o mare problemă care trebuie rezolvată, dar în egală măsură, discutând cu alți cetățeni care stau pe alte străzi sau în alte cartiere, cea mai importantă problemă pentru acei cetățeni este problema din zona în care locuiesc. Și atunci trebuie să te informezi direct de la ei, să știi care sunt problemele cu care se confruntă, ca împreună să găsim soluții și după ce am găsit soluții să punem în practică prin hotărâri de Consiliu Local, care la rândul lor să fie sau generatoare de finanțări. Bun, deci vreți să vă duceți, să duceți actul de administrație un pic mai aproape de cetățean. Uite, mai văd aici un punct pe care aș vrea să-l discutăm în astea 3 minute jumate câte ne-au mai rămas din emisiune. Transparența în ceea ce privește cheltuirea fondurilor publice. Credeți că nu-i transparență acum, la momentul ăsta? Nu este transparență. Nu este transparență. Ați văzut vreun raport detaliat al primarului în care se spună exercițiul bugetar 2015, cum s-au cheltuit banii, care sunt costurile? Scrie frumos acolo pe forum ce investiții s-au făcut sau sunt în derulare. Dar problema este cu ce costuri. Pentru că mulți spun, dom'le, dar totul s-a făcut câte ceva. S-a făcut, dar nu este suficient să se facă. Se facă cu costuri corecte. Și asta îmi doresc. Iar eu ca primar voi avea o transparență totală în ceea ce privește doar, nu doar investițiile, cât și costurile cu care se fac aceste investiții. Și atunci, într-adevăr, vom avea și bani mai mulți la buget și vom avea și o mai mare transparență și sunt convins că DEVA nu va apărea pe harta cea urâtă a orașelor cu primari cercetați de DNA sau de alte instituții ale statului. Că tot vorbim de bani, vedeți, DEVA pierde foarte, foarte mult și se, și nu numai DEVA, și Hunedoara și Simeria, în general județul Hunedoara se depopulează pentru că tinerii noștri pleacă. Văd aici pe program sprijinirea cu bursa elevilor cu rezultate bune și foarte bune la învățătură. Da, păi și acum se dau burse, domnul. Da, Oanța. Dar vedeți dumneavoastră, m-am uitat pe buget și costurile municipalității lunare pentru acordare de burse nu sunt mari deloc. Adică sunt suportabile. Numai ce greșeală s-a făcut din punctul meu de vedere al actualei administrații. Nu pot să acord burse doar elevilor care au numai 10 pe linie. Pentru că sunt alții care au 9,80, 9,70. Legea permite acordarea de către autoritățile publice locale, deci de către primărie, prin consiliu local, prin hotărâre de consiliu local, a burselor tuturor elevilor care au media de la 8,50 în sus. De la 8,50 până la 10. Și ca primar, unul de primele lucruri pe care le voi face, voi propune Consiliul Local să aprobe ca tuturor elevilor care au media generală de la 8,50 în sus să li se acorde aceste burse. Sunt mulți elevi buni și foarte buni care nu beneficiază și care au nevoie extraordinar de mare de aceste burse, pentru că veniturile familiilor sunt mici și atunci merită să fie stimulați pentru a face pentru a învăța în continuare. Analizarea creării unei surse alternative de agent termic pentru locuințele care sunt branșate la sistemul centralizat de încălzire. De ce? Vedeți dumneavoastră, se tot pune problema. Se închide mintia, nu se închide mintia. Părea mea că nu se va închide mintia. Dar, în egală măsură, jumătate din populația acestui municipiu, peste 20.000 de apartamente, sunt branșate la sistemul centralizat, da?
calorul, vechiul calor, este în subordinea termocentralei Mitia. Deci municipalitatea, pe fonduri europene, poate accesa astfel de fonduri pentru construirea la intrare în DEVA, dacă va fi cazul, eu zic că nu va fi cazul, dar dacă va fi cazul a unei centrale termice, s-a și identificat cu 3 cazane pentru apă caldă, pentru căldură, în așa fel încât acele 20.000 de apartamente să nu rămână iarna fără, fără căldură și apă caldă. Deci tocmai de aceea este un punct pe un proiect, unul dintre proiectele majore, dar care trebuie luat în calcul într-o perspectivă de timp viitoare. Dacă se va întâmpla ceva rău, ce facem? Rămânem peste iarnă fără căldură? Paza bună trece prin mergare. Exact. Domnul Oancea, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru informații. Vă doresc succes. Probabil că o să ne mai întâlnim. Mai aveam de discutat destul aici, stimați telespectatori, dar într-o ediție viitoare. Încă o dată vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, noi ne revedem ca de obicei luni în direct. Până luni rămâneți cu Hunedoara TV. Și încercați să vă uitați, dar după aceea să mergeți să puneți ștampila. Pentru că cine nu votează, nu contează. Cu bun simț și responsabilitate, Florin Oancea, fost viceprimar al Devei, vine în fața alegătorilor cu cele mai potrivite soluții la problemele devenilor. Dincolo de funcția de primar, își dorește să fie mai aproape de deveni, ținând cont de părerile acestora. Bun simț și responsabilitate. Avem soluții. Votez. 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 Florin Nicolae Oancea, primar.